aici aproape de Almada am găsit și o pistă biciclistică. Departe de carosabil, de noxe. Și cumva separată vizibil de zona pietonală, cu praguri cam ascuțite și înalte, dar tot mai bun decât nimic. Aici e periculos la traversarea linii de tramvai, că e unghi de 45 de grade și dacă nu ești atent poate să te arunce de înșa. Dar altfel e bun așa. Nu prea văd bicicliști și bicicliste. Chiar dacă e iarna, dar vremea e minunată de pedalat. Haide, hai! Lăsați mașinile! Că vă costă, poluează și distruge sănătatea prin sedentarism și poluare. La bicicleta din contra. Pare că banda asta e pentru ambele sensuri din mers. Și nu e separată nici un film, nici nu prea e desenată bicicleta pe jos. Decât acolo la început era. E de la cât de puține biciclete circulă pe aici, e puțin mic riscul să facă accidente, să nu știi care. De unde trebuie să meargă. Și înțeleg că noaptea avem și lumină aici. Felinarele astea par special pentru pista biciclistică. Nu prea s-o măturat aici de 100 de ani. Și dacă plouă frunzele, praful ăsta se transformă în mâzgă lunecoasă. Praful și așa e lunecos și uscat. Nisipul. Dar probabil sunt autorități locale care încă nu știu cum bicicliștii încă nu sunt organizați și destui ca să formeze o masă critică, să insiste să le fie create condiții adecvate. Sau pista asta a fost construită pentru campania electorală. A fost lansată cu usurile și trâmbițe și după aceea uitat, abandonat. Cum se întâmplă de obicei la politicieni populiști. Sper că nu se termină fix aici. Ba da. Atâta a fost pista biciclistică. De asta nu se înghesuie pedalacii să o folosească. Și de asta mai ies la proteste. Pentru că pistele sunt rare și făcute de mântuială. Mă rog, mai avem acostamentul ăsta pe drumul național 10. Dar uitați-vă aici. Gaură periculoasă. Din coace altă denivelare. Gratele de-a lungul drumului, ca la București și Chișinău. Așa că încă sunt multe pericole pentru transportul alternativ și încă merită pedalat. Rabdă. Că avem și noi dreptul. Convenția Democrată Unită are candidate zâmbărețe. Nu știu dacă o intrată în Parlament, dar sper că data viitoare măcar. Sau măcar în Consiliul Local.
de Iași la semafor. Gratii rare și periculoase. Noroc că eu am bicicletă de asta de teren, cauciuc ulat. Dar dacă vine cineva cu bicicletă de oraș, cu trotinetă, cu cursieră, rămâne cu roata acolo. Aici e mai îngust, dar pericolul e mare. Cel mai bine e să fie gratile pe diagonală sau perpendicular pe mersul bicicletei, cum a fost mai devreme un grătar. Coroios se cheamă sectorul, regiunea, poate chiar localitate separată. Deja partea cealaltă văd un fel de pistă verde. Dar deja nu mă mai tentează. Strec partea cealaltă și să mă trezesc peste un kilometru că gata pista. Totuși, iată, mai este un biciclist ca mine. Merge pe bandă. Fericit. Ne salutăm din solidaritate. Da, la deal. Tramvaiul, chiar dacă e mai greu, dar cu motor de sute de cai putere, merge mai repede. Dar eu am numai cât o mân sau un măgăruș putere. Armăsar. Așa că nu mă întrec cu ea.